Ia uite, Radu, avem acțiune, trebuie să vorbim. Vorbim. Tu vorbești mult pe blogul tău. Mai mult pe blog decât în oriunde în altă parte. E, a venit Radu, Radu cu pălărie. Jos pălăria pentru Radu care a ieșit pe locul 2, greșesc? Nu, nu, mulțumesc. Locul 2, într-adevăr. Radu, știi că toți bărbații se plângeau, dom'le, cum ediție de primăvară, că e pentru femei, spring, super blog, amuzant, romantic, pe alocuri. Tu totuși ai demonstrat că nu e chiar așa și că ai câștigat un loc fruntaș. Cum ai făcut? După cum ziceam și mai devreme, undeva în mine e ascuns o femeie. Da. Și probabil de acolo se trage, altfel nu mă explic. Și tu o mai eliberezi așa din când în când? De câte ori am ocazia. Astăzi ai eliberat-o? Încă nu. Spune, în care a fost proba ta preferată? În principiu toate mi-au plăcut. Adică toate au avut nivelul lor de provocare pentru mine. Chiar n-am avut una preferată. Eu văd că ai o cravată cu oițe și o oaie neagră. Care probă, dacă am putea să personificăm lucrurile, a fost oaia neagră? Probabil aia cu epilatorul. Urmată de zinger. De ce nu te epilezi? Sigur nu cu aparate de alea. Deci eu de la clasic, da, da. Femeia din tine a întâmpinat mari probleme la proba cu epilatorul, care va să zică. Și... nu neapărat că întâmpina probleme, dar am împins-o până la capătul deadline-ului și de acolo încolo am fost așa cu tăvălugul tot pe final de deadline, că n-am știut ce să scriu. Bun, hai să fim răutăcioși și spunem ce concurent nu-ți place ție? Care nu-mi place? Că de plăcut știu că îți place Sorana, că e singurul concurent pentru care îți place să fii pe locul 2. Exact, exact. Cine nu-mi place, sincer, Missy. Doamne, dar ești un om sincer. Da. Cum am zis? Am zis. Da. Mi s-a părut un pic forțată pe aici pe acolo și nu mi-a plăcut. Hai că la proba cu tabloul a scris într-un mare, mare fel, a și câștigă. A, sincer, chiar nu știu. A, uite, vezi acum, am aflat. Chiar nu știam. E, foarte bine. Radu, mult noroc și să câștigi locul întâi în toamnă. Promit.